Eu pot să intru, am tot dreptul legal de a intra. Bună ziua, cu doamna președintă, să poată? Vă aștept și eu de la presă, sunt afară să vă iau o declarație, vă rog frumos. Cum aveți treabă? Și noi avem treabă, vrem să informăm cetățeni. Aici se lucrează cu niște documente, lăsați-o pe doamna președintă să-și facă treaba și... Da, nu vreau să deranjez, vreau să știu cât aștept. Doamna președinte, cât aștept? Nu insistați, așteptați cât de nevoie până te-a doamna președintă. Nu doriți să dați declarații presei? Vreau să vă întreb privind egalitatea, să reclamați la dumneavoastră la secție. Nu vreau să deranjez, vă rog să mă înțelegeți. Așa te-a vrut, nu vreau să spun, fine și face și... Nu pe urmă, nu stabiliți dumneavoastră, am vorbit cu doamna președintă acum. Da? Uitați asta, legitimația mea. Vă mai prezint și altă legitimație, sunt jurnalist profesionist și un buletin. Ba, pot intra în secție, să știți cum am intrat și în alte secții de votare. Cum vă numiți, doamna președinte? Cum vă numiți, doamna președinte? Dumneavoastră, în ce calitate vorbiți? Eu ies afară, să știți, dar nu-i legal ce faceți. Domnule, am dreptul să informez pe cetățeni, doamna președinte. Uitați, eu ies afară, sunt afară. Nu-i legal ceea ce faceți. Este de la presă și trebuie să vorbească. Dar nu-i de bun simț. Dar n-ai treabă aici. Vă rog să interveniți, domnul ajutant. Ce-a făcut? Doamna președintă, nu vrea să iasă, au intervenit alții? Nu vrea, asta e ce? Asta e? Păi... Doamna Dumitru Alexandra, vă pe legitimație. Da, așa mă numesc. Da. Cât timp vă aștept? Să-mi spuneți și mie că am stat afară, 10 minute. Votarea se încheie la ora 10, numărătoarea nu știu. Am înțeles că au intrat mai multe persoane în cabinele de vot, de ce? Cum au intrat mai multe persoane în cabinele de vot? Așa am înțeles. Cine v-a trimis, domnule? Care mai multe? Ne-au spus persoanele în cauză. Care persoane? Dar dumneavoastră, în ce calitate vorbiți, că nu vă cunosc? Intră mă pe ce știu. Da, mi este. Eu nu știu, frate, și nici o cameră aia care nu poate intra. Da? Aici, ce? Care va intra? Au venit la dumneavoastră și cum au intrat înăuntru? Au documente din care rezultă handicapul? Aveți voie să fumați înăuntru aici? Da, am voie. Unde sunt? Unde sunt ei care aveți? Putere? Are voie să fumeze înăuntru aici? Nu dă și mie un buletin. Buletinul cu acul. Nu mai am voie. Tu ai vrut să filmeze nu, nu, eu vreau să vorbesc în afara secției, doamna președinte. Tu dai voi. Suntem martori aici. Unde sunteți? Nu, nu pot să să vizionez adevărul. Nu ai voie să filmezi înăuntru, domnule, ești afară. Păi nu filmez așa ceva. Zi-mă afară, lăsați-mă. Uite, ia culea și filmează și dacă vreți să filmezi. Doamna, dar ești și întreaba asta. Uite, domnule, și lăsați afară, lăsați-mă. Nici au roia. Nu aveți voie să filmați înăuntru.